Dragi cetățeni, în această dimineață Rusia a lansat atacuri militare asupra țării vecine, Ucraina, încălcând flagrant normele dreptului internațional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de război. În acest context, am convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate pentru a analiza situația creată. Am stabilit că guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență. Solicit cetățenilor Republicii Moldova, care se află în vizită sau ședere în Ucraina, să se întoarcă acasă. Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise și funcționează în regim extins cu echipe suplimentate. Mai multe curse cu destinația Ucraina au aterizat astăzi la Chișinău. Vom avea grijă de acești oameni.